Da, când iei gol în minutul 92, în urma unui corner, când ai superioritate în 6 metri plus portarul și jucătorul care, Șafranco, cred că a fost cercar, care a scris să dea gol nestingerit din 6 metri. Deci, inadmisibil, mai era vorba de concentrare, vorba, eu știu, de echipă. Mircea Rednic a tunat și a fulgerat după meciul cu Sepsi. Mai ales avea o echipă care avea destule probleme de lot. Și eu cred că era o victorie meritată, pentru că s-a jucat, am avut mai multe ocazii ca ei, dar asta e. Păcat că pierdem, meci de meci pierdem puncte. Asta aveam nevoie și, eu știu, o victorie aici cu ei, dar stai, mergem mai departe, n-avem ce să facem. Viitorul a condus de 3 ori, iar la al treilea gol egalizator a venit în prelungiri, lucru care l-a scos din minți pe Rednic. La cu Chindia, la fel, greșeală, rămânem în 10 oameni, avem 1-0, Blabul, media la fel, greșeală. Greșeli, nu pot să zic că sunt greșeli, astea sunt greșeli individuale multe și trebuie evitate și... Trebuie mai multă concentrare, mai multă responsabilitate, mai ales la fazele fixe. Mai ales când am văzut ce jucători au în componența primului 11. Sepsi a ratat o triplă ocazie în minutul 89, însă a dat lovitura în prelungiri. Prin Șafranco și Viitorul Sepsi s-a terminat 3-3.